zis fratele Alexandru că are ceva din partea Domnului. Dorește să facă ungerea așa, am simțit lucrul acesta și am spus, Doamne, vreau să vă spun să vă mulțumesc înaintea lui Dumnezeu de vreo luni de zile, îmi dor ochii și nu văd așa bine. Și am zis că Domnul din viața aceasta a fost scătire de ochii mei. Am ceva la spatele meu care mi-a crescut și am luat medicament și nu a trecut. Și într-o săptămână mă duc în spital și mă întâlnesc 2-3 zile și eu cred că Dumnezeu m-a îndepărtat orice neputință, orice durere, orice apăsare. Dumnezeu m-a îndepărtat și a simțit în viața aceasta ca Dumnezeu să se atingă de mine. Și eu cred că în viața aceasta Dumnezeu s-a atins de toți acei care sunt în momentul acesta, de toți acei care au dorit ca Dumnezeu să se atingă, de toți acei care au dorit ca Dumnezeu să intre în familia lor, să coboare în familia lor, de toți acei care au strigat înainte de Dumnezeu. Eu știu și cred că sunt multe suflete care strigă zile întregi, de săptămâni întregi, de ani întregi, înainte de Dumnezeu, ca Dumnezeu să se atingă, ca Dumnezeu să intervină, ca Dumnezeu să lase biruință. Și doresc din viața aceasta ca să reamintesc câteva gânduri, că s-a vorbit foarte mult în viața aceasta, s-a amintit foarte mult în viața aceasta, să nu te temi. În viața aceasta Dumnezeu a amintit de pace. În viața aceasta și doresc din toată inima să reamintesc câteva gânduri și Domnul să ne dea biruință. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 2, am mai recitit și citesc, am mai citit, recitesc. Spune cuvântul Domnului, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cucetă poporile lucruri de șarte împotriva împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Împărații pământului, oamenii se sfătuiesc, se războiesc împotriva unsului Domnului, împotriva noastră. Dar noi în viața aceasta, așa cum a spus cuvântul lui Dumnezeu, cum a vorbit Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să nu ne temem în viața aceasta. Nu ne teme în viața aceasta, orice furtună, orice val ar veni peste tine, peste familia ta. Poate crezi că nu vei avea biruință. În viața aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu să nu ne teme. Orice se întâmplă în viața ta, orice greutate ar veni în viața ta, spune cuvântul lui Domnului Dumnezeu să nu te teme. În Isaia, capitolul 41, versetul 10, spune cuvântul Domnului, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, eu tot îți dau, îți vin în ajutor, eu te sprijinez cu dreapta mea biruitoare. Spune cuvântul lui Dumnezeu să nu te temi. Orice val va veni peste casa ta, dar să spun că vrăjmașul vine să nimicească, să zdrobească, să distrungă ființa ta prin fel și fel de modalități, îngrijorări, apăsări, să-ți ia pacea, să-ți ia bucuria, să-ți ia tot ce ai ca să te distrungă. În viața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune să nu te teme. În viața aceasta spune Domnul să nu ne teme, că Dumnezeu este cel care ne va da biruință. Dumnezeu este cel care ne va da și ne va scoate la limanul lui cel sfânt și drag. Domnul în viața aceasta spune să venim la El. Să venim la El cu tot ceea ce avem, cu tot ceea, cu apăsarea noastră care avem, cu necredința noastră care avem. Dumnezeu ne dă credință. Dumnezeu ne dă credința aceasta să credem în lucrările mărețe ale Dumnezeu, pentru că Dumnezeu s-a păgăduit că Dumnezeu va lucra în familia ta. Dar în viața aceasta spune Domnul să nu te temi. Chiar dacă vrăjmașul vine până acolo să te omoare, să te zdrobească, în viața aceasta Domnul îți spune, ridică-te, privește spre mine, privește spre Golgota, privește spre Iisus care a venit pe punctul acesta să ia orice apăsare, orice durere, orice distare. Domnul să ne binecuvânteze și spune în Ioan, capitolul 14, spune cuvântul Domnului, să nu se turbe inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Vrăjmașul vrea să-ți turbe inima, să-ți ia pacea, să-ți ia liniștea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu să nu se turbe inima. Atunci când vrăjmașul îți turbă inima, atunci nu mai ai încredere în Dumnezeu, nu mai ai credință în Dumnezeu, nu te mai crezi în lucrările lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în viața aceasta spune să nu ne turburăm. Să nu ne turburăm pentru că vrăjmașul vrea să ne zdrobească. Dar în viața aceasta Dumnezeu poate să le dea pace din nou. Dacă n-a fost în familia ta, n-a mai fost de multe vreme pace, în viața aceasta Dumnezeu poate să lasă pacea. Dacă n-a fost de multe vreme bucurie, în viața aceasta Dumnezeu vrea să lase bucurie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul tot 14, versetul 27, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se turbure inima, nici să nu se înspăimânte. Domnul Dumnezeu, când dă pacea, simți. Când vine un frate la tine și dă pacea, Dumnezeu este cel care îți dă puterea aceasta să simți, să fii compatibil unul cu altul. Așa vine seara cineva la mine cu o mână așa curbată și a dat pacea cu mine. O inimă îngăfată, o inimă care este înălțată. Și am spus, fă fapte vrednice de putință.
puterea dinaintea lui Dumnezeu. Căiește-te, pocăiește-te și atunci poți să dai pacea Domnului Hristos. Domnul să-i înteze. Dacă ar fi fost pace în casa ta, în viața aceasta, Dumnezeu poate să lasă pace și ființă. Și Domnul să-i înteze. Doresc să mai citesc în cuvânt din partea lui Dumnezeu, în versetul 22, spune cuvântul Domnului. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, poate ai fost plini de întristare, ești plini de întristare, nu mai vezi lucrările lui Dumnezeu care Dumnezeu le-a promis în casa ta, ai întristare în inima ta. Dumnezeu vrea să-ți ridice întristarea. Vrăjmașul vrea să te apese mai mult cu tristarea ta și să nu mai crezi în lucrările lui Dumnezeu care le-a promis Dumnezeu. Dar Dumnezeu în viața aceasta vrea să ridice întristarea, vrea să ridice apăsarea și privește la minunile lui Dumnezeu care le-a promis în familia ta, în familia mea. Și Domnul să ne înțeleze, spune cuvântul Domnului departe. Dar eu vă voi vedea iarăși inima, Dumnezeu le va vedea iarăși inima tristată, iarăși inima durerată, iarăși inima apăsată și Dumnezeu vrea să o ridice și spune vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Când Dumnezeu îți lasă pacea și bucuria, nimeni. Poți să vină vrăjmașul cu fel și fel de amăgiri. Nimeni nu ne va putea lua pacea, nu ne va putea lua bucuria și spune altă cuvântă lui Dumnezeu. În ziua aceea, nu mă voi să mai vedea, mă veți întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la mine, de la Tatăl, în numele meu, vă va da. Orice veți cere de la Dumnezeu, Dumnezeu ar vrea să spun, orice veți cere, Dumnezeu s-a dat biruință. Și ultimul verset care vreau să-l citesc în cuvântul Domnului, până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta pentru că bucuria voastră să fie deplină. Poate n-ai cerut nimic, n-ai avut îndrăzneala aceasta să vii înaintea lui Dumnezeu, te-ai simțit vinovat, te-ai simțit păcătos, te-ai simțit neputincios, n-ai putut să vii înaintea lui Dumnezeu. Dar în dimineața aceasta vine înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți dă pacea, îți dă bucuria, îți ridică neputința și zica Domnul să-L înteze și Domnul să ne întărească pe toți. Amin.